Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm și noi crucea, și nu orice cruce, ci crucea lui Hristos. Despre care spune apostolul Pavel: "Mă laud cu crucea Domnului Isus Hristos." Prin ea eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Este un har care l-am primit de la Dumnezeu și asta înseamnă schimbare. Dragii mei, aș vrea să deschidem Cartea Sfântă Biblia la 1 Corinteni, capitolul 11 și vreau să citesc de la versetul 23 câteva versete. Pagina în Biblie, 1121. Cu respect, vă rog să ascultați citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta. Vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Doresc din toată inima să vă aduc salutări sfinte, așa după cum știți, am fost plecat o perioadă împreună cu soția, mulțumesc lui Dumnezeu și împreună cu Eliana ne-am întors. Ne bucurăm să fim la aceste sărbători împreună și nu numai sărbătorind și lăudând pe Cel ce este vrednic de toată cinstea, lauda pe Domnul nostru Isus Hristos. Aș vrea în textul acesta care l-am citit, puțin să ne aprofundăm inima și aș dori să Scot de aici câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le-a așezat pe inimă. Privind cina Domnului, așa cum se spunea, este specială această seară și vreau să vă apreciez pentru prezența dumneavoastră. Mă rog, Domnului, această prezență să fie în permanență și chiar să crească. Atât duminică dimineața, cât și duminică după masă, cât și joi seara, joia viitoare, cât și marțea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragii mei, Apostolul Pavel, când vorbește despre cina Domnului, vorbește într-un mod deosebit. Și anume, când vorbește, de exemplu, despre familie, Apostolul Pavel spune căci vă spun eu și nu Domnul. Dar concluzionează, înspre finalul învățăturii, cred că am și eu Duhul lui Hristos. Când vorbește despre cina Domnului, aici parcă dispare identitatea apostolului și spune, ceea ce vă spun acum nu este din partea mea, ce am primit de la Dumnezeu. Știți ce îmi doresc în seara asta? Mesajul care o să-l aduc în fața dumneavoastră, nu numai în seara aceasta, și nu numai doar pentru mine îmi doresc, ci pentru toți cei care trec pe la acest altar, pentru toți cei care slujesc aici, să avem mesaje care le primim de la Domnul. Mesajul care vine de la Domnul este un mesaj diferit de ceea ce ar putea să izvorească din mintea și din inima noastră doar. Pentru că uitându-ne în Sfânta Scriptură, vedem în faptele apostolilor toate mesajele care le-au avut apostolii, au fost mesaje de la Domnul. Nu au fost mesaje, după cum spune Pavel, când am venit să vă vestesc Evanghelia, nu v-am vestit-o datorită rodul minții umane ci că l auziți de Duhul lui Dumnezeu, v-am adus Evanghelia. Îmi doresc din toată inima predicile să fie de la Domnul, cântările să fie de la Domnul, să putem spune și noi ca Pavel de altă dată căci am primit de la Domnul. Îmi doresc din toată inima, m-am rugat pentru acest mesaj și cred că l-am primit de la Dumnezeu. Mesajele care vin de la Dumnezeu au un singur efect în poporul lui Dumnezeu. Un efect vizibil. Și vezi, efectul acesta vizibil este în a determina auditorium la o, o schimbare, îi provoacă să facă ceva. Uitați-vă de exemplu când apostolul Petru predică Evanghelia, pentru prima dată el predică Evanghelia și este primul apologet, primul apologet uh, apărător al bisericii. În faptele apostolilor, capitolul 2, veți citi lucrul acesta, apoi în capitolul 3 și în toate celelalte capitole. După ce Petru termină predica, narând despre tot ce a fost Isus și cine a fost Isus, făcându-l de cunoscut pe Isus, la un moment dat, după ce își termină predica Petru și spune amin, sar mesele de oameni, masele de oameni sar în picioare și strigă la un moment dat, întrebându-l pe Petru, Domnilor, ce să facem? O predică trebuie să motiveze auditorium la o schimbare. Dacă predicile care le-ai auzit nu te determină la o schimbare, nu te-a determinat să iei o decizie în a schimba viața, s-ar putea să nu fi fost de la Domnul toate. Ascultăm astăzi multe predici și aveți ocazia pe internet să ascultați foarte multe mesaje, dar dintre aceste mesaje mă întreb și eu, oare câte sunt de la Domnul? Știți ce mult contează să avem mesaje de la Dumnezeu? Ce mult contează cântarea să fie sub ungere divină? Ce mult contează predica să fie sub ungere divină? Ce mult contează să primim de la Dumnezeu ceea ce spunem sau facem în biserică? Și mă rog din toată inima să primim de la Dumnezeu mesaje cât mai dese. Pentru asta avem nevoie de rugăciune. Știți ce spune Pavel în Coloseni, capitolul 4, versetul 3? Fraților, rugați-vă ori de câte ori îmi deschid gura, ce să facă Domnul? Să deschidă o ușă de cuvânt. Știți ce mult contează? Noi putem să predicăm inteligent Evanghelia, putem să predicăm Evanghelia omiletic, putem să pre predicăm Evanghelia în virtutea cunoștințelor noastre, ca să impresionăm mințile, mințile dumneavoastră. Dar mă rog, în această seară, și nu numai, nu doar mințile să fie impresionată. Pentru că mintea, vorba lui în minte. Uneori ne fuge din minte cuvântul, dar când vine un mesaj de la Dumnezeu, ăla pătrunde dincolo de minte, pătrunde în inima noastră și produce schimbări, ne determină la schimbări. Mă rog lui Dumnezeu să dea poporului Dumnezeu hrană proaspătă. Nu doar conserve. Pentru soldații de pe front, conserva este bună, dar nu pentru multă vreme. Hrana proaspătă este hrana sănătoasă hrana care vine de la Dumnezeu și de care are nevoie sufletul tău, de care are nevoie sufletul meu. Și mă rog ca Samuel de altă dată, cum a fost învățat de preotul Eli, sătul de conservele sale, sătul de slujbele sale, sătul de obișnuitul acela, chiar și Eli, bătrânul, la un moment dat se trezește și îi spune băiatului, ascultă, dacă încă o dată te mai cheamă glasul divin, să spui următoarea rugăciune, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dumnezeu nu vorbește până când nu-L asculți. Vreau să te întreb în această seară, există aici oameni care vor să vorbească Dumnezeu? Să avem un mesaj din partea cerului în inima ta, în inimile noastre clocotește această rugăciune samuelică care spunea, vorbește Doamne, că robul tău ascultă. Să știți că Dumnezeu se uită la atenția care noi o dăm. Vă rog foarte mult în timpul vestirii Evangheliei sau a slujbei să nu folosiți telefoanele uitându-vă pe YouTube sau pe știu alte mijloace de socializare. Vă rog să avem respect pentru Dumnezeu și pentru cele sfinte. Aș vrea în timpul slujbei să nu vorbim, să nu dormim, să nu facem alte activități. Ci rugăciunea noastră să fie continuă și mereu. Vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Avem nevoie de un cuvânt de la tine, Dumnezeule. Suntem sătui, Doamne, de conserve, suntem sătui de lucruri umane, uzuale care le auzim în fiecare zi, sătui de probleme. Am venit într-un loc unde e prezent Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îți spune un cuvânt, vei fi diferit. Asta a zis un păgân, un ostaș roman, care a învățat ce este autoritatea, apropiindu-se de Domnul Isus. Robul lui fiind bolnav, știu că nu ți vrănic să intri sub acoperământul meu, dar te rog ceva, spune un cuvânt. Și dacă tu spui un cuvânt, cuvântul tău se va împlini. Un cuvânt de la Dumnezeu are mare putere. Mă rog în această seară Dumnezeu să-ți rostească un cuvânt. Mi-amintesc de regretatul fostul frate Trandafir, când eram la seminar, după fiecare predică pe care o aveam, luni ne întâlneam și exista acea judecată a predicii, în care fratele Trandafir spunea în felul următor, frățioare, frățioare, zice, ai predicat bine, dar știi care e problema? N-ai avut un cuvânt pentru sufletelul meu. Și m-am gândit așa de mult la cuvintele lui, de câte ori mergeam să predic, ziceam, Doamne, dă un cuvânt pentru sufletelul fratelui Trandafir. În seara asta, mă rog, Doamne, dă un cuvânt pentru toată biserica de aici. Dumnezeu să ne vorbească. Vreau să ne uităm puțin la ceea ce scrie aici Apostolul Pavel, unei biserici care făcea cina Domnului, dar care făcea cina Domnului într-un sens nebiblic. Are cina Domnului vreun efect în viața unui creștin sau nu are niciun efect? Este cina Domnului opțională sau este obligatorie? Dacă cina Domnului nu are niciun efect, atunci, de ce în Corint spune la final, fiindcă faceți cina Domnului într-un mod nevrănic, nebiblic, de aceea sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Înseamnă că cina Domnului are un efect, dacă nu o faci cum trebuie, se poate întâmpla un lucru, dacă o faci cum trebuie, se poate întâmpla alt lucru. Dar, în această seară, aș vrea să îmi intitulez mesajul Ce am primit noi de la Dumnezeu? Apostolul Pavel spune că ce am primit de la Domnul ceea ce vă spun. Dar ce a primit Pavel, ce, -a primit, ce am primit noi de la Dumnezeu? Și aș vrea în această seară să vezi ce am primit noi de la Dumnezeu. Îs lucruri extraordinare pe care noi le-am primit de la Dumnezeu dacă știm să le apreciem. Dar dacă nu știm să le apreciem, degeaba le-am primit. Să știți că Dumnezeu nu dă numai sănătate fizică. Dumnezeu nu dă numai bani celor care cer bani. Dumnezeu nu dă numai joburi celor care cer joburi. Dumnezeu nu dă numai familii fericite celor care își cer o familie. Dumnezeu nu-ți dă lucruri pământești doar. Dumnezeu ne-a dat lucruri cerești să ne putem mântui sufletul. Căderea în păcat a omului a făcut despărțirea între om și Dumnezeu pentru eternitate. Dar Dumnezeu a făcut ceva pentru ca să se relege această rupere care s-a -a realizat între om și Dumnezeu. Și aș vrea să vedem ce am primit noi de la Dumnezeu să ne putem mântui. Dragul meu, în această seară, eu nu te întreb dacă tu ai sănătate, dacă ție ți-a dat Dumnezeu ce ai cerut, lucruri pământești. Eu te întreb dacă tu ești un om mântuit în seara asta. Lucrul cel mai esențial pe care oamenii îl pierd în viața asta este mântuirea. Te întreb în seara asta, ești tu un om mântuit? Avem ceva de la Dumnezeu cu care noi ne putem mântui. Sunt lucruri care ni le-a dat Dumnezeu și numai prin aceste lucruri ne putem mântui. Noi nu ne putem mântui prin alte lucruri, nu ne putem mântui prin faptele noastre. Faptele noastre bune nu ne ajută la absolut nimic. Sunt ca o haină mânjită, spune profetul Isaia, înaintea lui Dumnezeu. Sunt ca o cârpă, hainele, faptele noastre bune nu ne ajută să ne mântuim. Poți să dai toți banii la biserică, poți să dai tot, toată averea să o săracilor. Spune apostolul Pavel, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Ce ne-a dat nouă Dumnezeu să ne putem mântui? De ce are o nevoie o biserică pentru ca cei care compun biserica să se poată mântui? Și aș vrea să vedem câteva lucruri pe care le-a dat Dumnezeu nouă, i le-a descoperit lui Pavel și apoi Pavel ni le descopere nouă. Iată primul lucru care ni a dat Dumnezeu nouă este pe Domnul Isus Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu Tatăl! Așa spune în Ioan capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Că a dat, ce a dat Dumnezeu pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată pentru posibilitatea mântuirii noastre, primul lucru care îl menționează Apostolul Pavel aici este Domnul Isus Hristos. Că ce am primit de la Domnul Isus Hristos, ceea ce v-am învățat, frați și surori. E un lucru extraordinar că Dumnezeu ni l-a dat nouă pe Iisus. Așa a spus îngerul când a venit să aducă vestea. Iată că vi s-a născut un mântuitor, spunea, care este Hristos Domnul, vă o vi s-a dat. Este darul lui Dumnezeu. Nu există mai mare dar pe care Dumnezeu să l-fi făcut omenirii decât Isus Hristos. Și acum aș vrea să spun o întrebare. Tu îl cunoști pe Domnul Isus Hristos? Să știți că mulți dintre creștini astăzi știu pe Isus, dar nu-L cunosc pe Isus. Știți că este o diferență între a ști despre un lucru și a cunoaște un lucru? Este mare diferență să știi despre Domnul Hristos sau să-L cunoști pe Domnul Isus Hristos. A ști nu este altceva decât posibilitatea de cunoaștere despre un lucru datorită unor informații pe care le poți avea. Eu pot să știu de exemplu despre Albert Einstein, vă dau un exemplu a Nu l-am întâlnit niciodată pe Albert Einstein, niciodată nu l-am văzut, dar citind cărți, studiind astăzi despre el, pot să aflu foarte multe. Știu despre el, dar nu l-am cunoscut niciodată. Pot să știu despre alte lucruri. Dar nu ne aparat să le cunosc. Ce înseamnă a cunoaște? Când spui știu despre Domnul, nu e totuna ca și când spui cunosc pe Domnul. A ști despre Domnul este posibilitatea care o ai și acum, în timp ce mă asculți. În timp ce îți transmit mesajul evanghelic, dacă ești atent, tu poți să afli și să-ți acumulezi foarte multe cunoștințe despre Domnul. La teologie poți să mergi. Poți să, să iei multe cărți teologice, să le studiezi și să știi despre Dumnezeu. Teologia este știința care se ocupă cu studiul despre Dumnezeu. Teologie provine din două cuvinte, Theos și Logos, două cuvinte greci, care combinate împreună formează cuvântul Theologos, adică teologie, cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că îl cunosc pe Dumnezeu, știu despre Dumnezeu. Eu pot să știu că Dumnezeu este transcendent, este imanent, este omniscient, este omnipotent. Eu știu foarte multe despre Dumnezeu. Problema este, cunosc eu acest Dumnezeu? Ce știu eu despre Domnul Isus Hristos? Cât de mult îl cunosc eu? În Luca 24, ni se spune că pe drumul Emausului mergeau doi ucenici. Erau foarte, foarte triști. Și acum se îndreptau din Ierusalim mergeau spre un sătuc numit Emaus, pentru că acolo locuiau ei. Grupul de ucenici au început să se împrăștie, știind că ei cunoșteau, știau pe Domnul Isus, dar nu-L cunoșteau încă. Știau despre faptul că El este un proroc puternic în vorbe și în fapte, pentru că la un moment dat, în timp ce mergeau pe drumul Emausului, un străin se apropie de ei. Și le pune întrebarea, despre ce vorbe schimbați între voi? Și Biblia specifică acolo un lucru foarte important. important și gestul. Știți ce mult contează? Gestul dumneavoastră, privirea dumneavoastră. Știți ce mult contează? Scrie Biblia acolo, ei s-au oprit uitându-se triști. Erau foarte, foarte triști. Erau dezamăgiți. Trăiau o de dimensiune a dezamăgirii pe care nu o puteai măsura. Și el s-a făcut că nu știe și a întrebat, ce? Tu nu știi? Nu. Tu n-ai auzit despre Isus, care este un proroc puternic în vorbe și în fapte? Noi am crezut că El va fi așa și așa și așa. Și El îi ascultă până la un moment dat. Și apoi îi întrerupe începând să le vorbească, o nepricepuț nepricepuților, și să bavniști cu inima, adică greu de cap, când este vorba să pricepeți tot ce au spus prorocii, tot ce spun scripturile și a început de la scriptura aceasta și a început să le vorbească despre misiunea care îl, aveau, îl avea Domnul Isus, o avea Domnul Isus. La un moment dat, ei au acumulat foarte multă cunoștință. Acum știau atât de multe lucruri despre Domnul Isus, încât ar fi putut să le spună și altora. Dar scopul lui Isus n-a fost să le umple capul de știință. N-a fost să fie plin capul de teologie și fără nicio relație de comuniune cu el. El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar cei doi s-au uitat la străini, inima le ardea în piept când le predica. Și au început să stăruiască, deși nu era obișnuit în zonele respective să chem străinii noaptea în casă, să-ți doarmă în casă, nici măcar acum nu este o obișnuință. Dar ei au stăruit de el și au zis: Rămâi cu noi că este spre seară. Noaptea vine, ziua aproape a trecut, intră și rămâi la noi. Și la insistențele lor, străinul a intrat în casă, s-a pus la masă, au adus pâinea aceea care o aveau ei, era în apropierea Paștelui, momentul care nu a ce trecuse. Hristos era crucificat, era în mormânt, așa credeau ei. Acum, tot ce le-a mai rămas din sărbătoarea aceea pascală a fost acea pâiniță. Și stăteau acolo și au zis, atât avem străine, o împărțim cu tine. Și a început să frângă străinul pâinea. Știți ce mă gândesc? Nu scrie în Biblie, dar dați-mi voie, avem voie puțin așa să, să ne imaginăm. Ce s-a întâmplat când străinul a luat pâinea în mână și a frânt-o? Și înainte să o frângă, mă gândesc că a făcut exact ca în seara cinei. A ridicat pâinea în sus și a început să binecuvânteze pe Dumnezeu. Când a ridicat mâinile în sus, știți ce s-a întâmplat? Că mașa aia care era lungă cu mânecă, a început să alunece pe mână în jos. Știți ce s-au văzut în mâini? Urmele cuielor. Scrie Biblia, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Nu doar au știut, ce au început să-L cunoască, L-au cunoscut la frângerea pâinii, dar El s-a făcut nevăzut. Știți ce mă rog în această seară? La frângerea pâinii, nu doar să știi despre Isus, știi despre Isus și cânți despre Isus, știi despre Isus și predici despre Isus. dar te întreb, îl cunoști tu pe Isus? Ce relație de comuniune este între tine și Isus Hristos? Este Isus pentru tine o persoană divină vie? Este unul care l-auzi atunci când te rogi? Este unul atunci când asculți o predică că îți vorbește în mod direct? Este Isus Hristos într-o relație vie de comuniune? Sau doar știm despre El, dar nu-L cunoaștem? Mă rog în această seară, deși Samuel era în templu, ne spune Biblia, în 1 Samuel capitolul 3, versetul 7, ni se spune acolo un verset, Samuel era în templu și toată ziua era prezent la slujbe și îl vedea pe preotul Eli cum slujește Domnului și cum face jerfe și aduce acolo pentru el și pentru popor. Dar scrie acolo un cuvânt. Încă nu cunoștea pe Domnul și cuvântul Domnului nu era încă descoperit. În această seară, la cina Domnului, mă rog să cunoști pe Domnul Isus. Nu doar să știm despre Domnul Isus, ci să-L cunoaștem pe El. Dumnezeu să ne ajute! Un al doilea lucru care ni l-a dat Dumnezeu să ne mântuim este posibilitatea substituirii sau a înlocuirii. Dragul meu, căderea omului în păcat a generat o despărțire de Dumnezeu. Cineva a trebuit să se interpună între om și Dumnezeu ca omul să poată avea din nou relație cu Dumnezeu. Și acum se găsea se căuta un substitut Cine este cel care se va interpune între om și Dumnezeu pentru ca să reînnoade acea relație de comuniune divină, divino-umană? Pentru asta se cerea să fie cineva diferit, nu din rasa umană. Se cerea să fie cineva din spiță, dacă permiteți, dumnezeiască, de viță dumnezeiască. Și acum se pune întrebarea în cer. Cine va merge ca să răscumpere omul din păcat? Cine este în stare, Apocalipsa 5:9, la 13, să ia cartea și să rupă pecețile? Procesul acesta de substituire, de înlocuire, îl vede Ioan în cer. În timp ce este el în cer, spune că la întrebarea aceasta, cine-i vrănic să ia cartea și să rupă cele șapte pecețe ale ei, s-a făcut timp de o jumătate de această cer în cer. Niciun arhanghel, niciun înger, niciun heruvim. Niciunul din cei 24 de bătrâni, nimeni n-a fost în stare să se ducă să ia cartea și să rupă cele șapte peceți. Oare ce conțineau cele șapte peceți? Cele șapte sigilii care acopereau cartea? Ce conținea cartea asta? Dacă veți citi acolo în Apocalipsa atent, în capitolul 5, toată cartea aceea conținea planul de mântuire al nostru. Și în planul de mântuire al nostru cel care a făcut posibilă substituirea, înlocuirea noastră în păcat, a fost Domnul Isus Hristos, mielul lui Dumnezeu, mielul pentru jerfă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Omul prin om nu se putea răscumpăra. În Psalmul 49, versetul 7 spune așa, nu pot să se răscumpere unul pe altul și nici nu pot să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Oricât ar încerca oamenii să se răscumpere, ei nu pot. Dar cel care a făcut posibil substituirea noastră este Isus Hristos. Și avem un exemplu în Biblie. În Cartea Genezei ni se vorbește despre momentul când Avram aude pe Dumnezeu care îl cheamă și îi spune în felul următor ia pe singurul tău fiu, pe Isaac, și adu l jerfă pe un munte din țara Moria. Avram, fără să comenteze prea mult, îl ia pe Isaac istoria. O știți? Și în timp ce urcă pe acel munte din țara Moria, el avea cuțitul, avea focul, avea lemnele, iar Isaac se uită la tată și spune, Tată, toate le avem pentru șerfă, dar mielul pentru șerfă unde este? De lucrul acesta răspunde Avram, se va îngriji Dumnezeu. Știți ce este interesant? Studiind Biblia, am aflat că pe acel munte din țara Moria, cu mii de ani mai târziu, va veni Dumnezeu și îl va pune chiar pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Când a ajuns acolo, pe muntele din țara Moria, Avram scrie Biblia că l-a legat pe Isaac și a vrut să-l pună pe altar și să-l înjunghie, ar fi fost gata să-l dea lui Dumnezeu ca jerfă. Pentru că el, Avram, credea că Dumnezeu o să îl dea pe Isaac înapoi din cenușă, ne spune cartea evrei. Că Dumnezeu are puterea să readucă la viață lucruri care au dispărut să-i readucă pe cei care au plecat înapoi, Dumnezeu are puterea să facă orice vrea. Când a ajuns acolo și a ridicat cuțitul Dumnezeu din cer, Îngerul Domnului a strigat, oprește-te, Avram, Dumnezeu a văzut credința ta, ceea ce faci tu acum va face Dumnezeu peste câteva mii de ani, trimițând pe fiul său, pe singurul său fiu, pe Domnul Isus Hristos, ca să moară. Cercetătorii Bibliei spun că în același loc a fost pusă crucea unde a fost restignit Domnul nostru, pe acel munte, unde Avram a vrut să-l aducă Isaac, pe Isaac ca jerfă, cerut fiind de Dumnezeu. Dragul meu, Isus Hristos este înlocuitorul nostru. Tu nu mai trebuie să mori. Cel care ne-a înlocuit pe noi la cruce este Isus Hristos. Lăvit să fie Dumnezeu. Dacă am ști noi să prețuim jertfa asta, dacă nu ne-am plictisit niciodată când s-ar vorbi despre jertfa lui Isus, dacă am fi atât de mișcați până la lacrimi de ceea ce a făcut Isus pentru noi, asta ar însemna prețuire, ar însemna apreciere, ar însemna recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Nu există un alt mijlocitor, un alt înlocuitor între mine și Dumnezeu, spune în 1 Timotei 2,5. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, și anume omul Iisus Hristos. Iar în Efesen, capitolul 2, de la 14 la 22, ni se spune că Cel este pacea noastră, cine e El? Iisus Hristos, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea, ne-a unit pe unii cu alții și pe toți cu Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Un al treilea lucru care l-a pus Dumnezeu și l-am primit de la Dumnezeu este iertarea păcatelor. Dragii mei, ce este păcatul? Să știți că tot mai mulți oameni își pun întrebarea astăzi, ce e păcatul? Îi păcat cum mă îmbrac? Îi păcat dacă fumez? Îi păcat dacă beau? Cât pot să beau? Îi păcat să beau un pahar? Că doar în Biblie nu scrie, că dacă scrie în Biblie numai să nu te îmbeți. Deși nu scrie numai să nu te îmbeți. Dar unii, ca să-și argumenteze păcatul, zice, dar unde scrie în Biblie că să nu bei? Și trăim într-o limită când creștinismul nu mai întreabă ce e sfânt, ce e plăcut lui Dumnezeu, ci întreabă ce e păcat. Cât de departe pot să merg? Cât de departe sunt limitele păcatului? Până unde pot să mă duc să păcătuiesc? Ca să nu-l supăr pe Dumnezeu. Vreau să vă spun, păcatul, din punct de vedere biblic, este periculos. Păcatul, fie mic, fie mare, înaintea lui Dumnezeu este rău. Orice acțiune îndreptată împotriva lui Dumnezeu se numește păcat. Orice lucru care te desparte de Dumnezeu se numește păcat. Știți de ce păcătuiesc oamenii foarte ușor? Chiar creștinii care au fost iertați, uneori nu se gândesc de două ori când păcătuiesc. Păcătuiesc foarte ușor pentru că n-au plătit pentru păcatele lor. Altcineva a plătit pentru păcatul nostru. Este Isus Hristos. Dacă am fi plătit noi cu bani pentru păcatele noastre, să vedeți ce ne-am fi ferit de păcat. Dar așa suntem. Întotdeauna. Când cineva ne oferă ceva gratis, noi nu prețuim. Știți ce prețuim? Prețuim ceea ce ni se dă pe bani. Am văzut asta și în Phoenix, la Biserica Maranata. Atunci când am dat calendare pe gratis, am găsit calendare prin toate parcările, peste to prin toate locurile de parcare. Am găsit și în holul bisericii. Calendarele erau aruncate, nu erau prețuite. Și am zis, anul viitor nu le mai dăm pe gratis. Anul viitor le dăm cu 5 dolari un calendar. Și au început la un moment dat să comenteze, dar cum, dar anul trecut ne-ați dat pe gratis, dar acum de ce nu ne da? Și, dar, în sfârșit, comentariile s-au stins, calendarele s-au vândut, dar n-am mai găsit unul în parcare pe jos. Pentru că lucrurile care le primim pe gratis, nu le prețuim. Lucrurile pe, pentru care dăm bani, avem preț. Ei, mântuirea noastră pentru iertarea păcatelor noastre, Dumnezeu a dat ce-a avut mai scump, iar Hristos a dat ce-a avut mai scump și El din El și anume și a dat viața. Sângele Domnului Isus. Aici ne spune apostolul Pavel așa de frumos despre trupul lui care s-a frânt și despre sângele care a curs pe cruce. Iertarea noastră s-a făcut nu printr-un decret divin, ci printr-o jertfă divină. Jertfa divină fiind Domnul Isus Hristos. Trupul lui a fost atârnat pe lemn, atârnat pe cruce. Ni se spune de Ioan care a fost martor ocular când au venit ostașii romani să zdrobească fluierile picioarelor pentru că se apropia ziua sabatului și vreau să termine cu crucificații, s-au apropiat de cei doi tâlhari, le-au zdrobit fluierile picioarelor ca să moară mai repede, dar când s-au apropiat de Isus, Isus deja murise, Isus deja plecase în veșnicie. Ca să se împlinească un cuvânt din Biblie care spune niciun os din oasele lui nu vor fi zdrobite. Dar spune ceva Biblia acolo. Un ostaș roman, ca să fie sigur că nu este dus în eroare, să fie sigur că nu va răspunde el pentru crucificat, a luat o suliță și a înfipt în costă, în costa Domnului Isus. Iar de acolo Biblia spune că a țâșnit sânge și apă. Elementele care mențin viața biologică sunt sângele și apa. Un om care nu mai are suficient sânge, nu mai este conștient și viața îi se poate termina foarte rapid. Un om care nu are destulă apă în organism, el poate să se deshidrateze și să moară. Dar faptul că a curs sânge și apă, tot ce a fost în trup, el a dat pentru noi, pentru mine, pentru tine, pentru ca păcatele noastre să fie spălate și să fim curați înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Isus. În această seară, indiferent ce păcat ai, oricâte păcate ai, eu nu te pot ierta. Păstorii de aici nu pot să te ierte. Comitetul nu poate să te ierte. Nu poate să te ierte niciun Consiliu Legislativ, niciun sobor preoțesc, nici o slujbă. Unul singur are puterea să te ierte și să spună ești iertat. Este Domnul Isus Hristos. Nu există alt înlocuitor, nu există alt substitut. El este singura cale spre Dumnezeu. A fost foarte șocat când am văzut păstori americani care în interviuri televizate au fost întrebați. De exemplu, pastorul Joel Austin din Houston, Texas. A fost întrebat la un moment dat, este Isus Hristos singura cale spre Dumnezeu? Și auziți, el răspunde într-un mod foarte filozofic, încât am înțeles clar că pentru el nu. Răspunde în așa fel încât să nu jignească pe nimeni din membrii lui din biserică. Are o biserică mare, 50.000 de membri, dar nu asta este important câți ai, ci important este câți merg spre cer dintre cei 50.000. La întrebarea, este Isus Hristos singura cale spre Dumnezeu? A început să dea din colț în colț. Billy Graham, de asemenea, a fost șocat la întrebarea, este Iisus Hristos singura cale spre Dumnezeu? A început să dea din colț în colț. Vreau să vă spun, să știe toată lumea, să știe toată România, să știe toată America și lumea întreagă, Iisus Hristos este singura cale spre Dumnezeu. Nu există altă posibilitate de iertare. Nu te iartă nicio slujbă, nu te iartă niciun preot. Ei pot să se roage pentru tine, dar dacă Fiul vă face slobos, ne face slobos, ne dă iertare, suntem iertați. Dacă nu, nu suntem iertați. Asta au spus apostolii în Fapte 13, 38, 39. Să știți, dar fraților că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise, prin Isus Hristos. Poate a venit cineva aici la adunare și zice, eu să așa de păcătos că pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu. Asta e minciuna diavolului. Poate a ai venit aici și Dumnezeu te-a iertat, dar poate nici tu nu crezi în iertarea lui Dumnezeu. Și zici, nu mă pot ierta. Aș vrea să spun în această seară, Iisus Hristos poate să te ierte te iartă și pe tine și vrea să-ți dea o viață nouă, vrea să-ți dea un nou început. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, nu că n-ar fi și altele, noi am primit de la Domnul cunoștința despre revenirea Domnului Isus. Iată ce spune Apostolul Pavel aici în ultimul verset pe care l-am citit. Vestiți moartea Domnului până când? Până va veni El. Frați și surori, credem noi că Isus Hristos revine? Păi, cina Domnului, tocmai de asta o fac. Eu nu vreau să pierd niciun moment de la cina Domnului. Vreau să fiu mereu, mereu prezent la cina Domnului și să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, pentru că Isus Hristos a promis că El revine. Ce aduce revenirea Domnului? Ce cunoștințe avem noi despre revenirea Domnului? Iată câteva cunoștințe pe care le avem noi despre revenirea Domnului. Una din cunoștințe este că Isus Hristos va reveni într-o formă vizibilă: Apocalipsa 1 cu 7, și orice ochi îl va vedea, și cei care l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Lăudat să fie Dumnezeu! 1 Tesalonicen 4 cu 14, că îi va aduce pe cei dragi care au plecat înapoi împreună cu el. Am pierdut pe cei dragi, dar pentru o vreme, nu pentru totdeauna. Isus Hristos revine foarte curând și El nu revine singur, ci El revine cu toți cei dragi care au plecat. Va fi o zi a Întâlnirii, o zi minunată. Și când sunt la cina Domnului, îmi amintesc cu drag despre acel moment pe care El l-a promis că se va întoarce. Apoi va face o transformare a trupurilor noastre. În cazul în care Domnul vine și noi n-am murit și n-am fost puși în țări, în pământului. Spune Pavel în Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17, că trupul acesta supus putrezirii va fi înghițit de un trup nesupus putrezirii și astfel vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Vom fi totdeauna cu Domnul. Ce frumoase lucruri! Când vorbesc despre cina Domnului, vorbesc despre revenirea Domnului. Bucuria Bisericii Primare, ni se spune în Tit, capitolul 2, versetul 13, știți cum numeau ei Parusia, revenirea Domnului, a doua venire lui Isus, o numeau primii creștini, fericita noastră nădejde. Asta era bucuria lor, se adunau să facă cina Domnului, pentru că știau că la cina Domnului vorbesc și despre revenirea lui Isus și ziceau, vino Doamne Iisuse cât mai repede. Aș vrea venirea Domnului să ne prinde, poate e ultima cină care o facem aici, și să dea domnul să ne ajute domnul pe toți să fim și la cina din cer, unde vom sta la masă cu el pentru totdeauna. Sunt semne ale revenirii sale. Nu știm când vine domnul, nu știm anul, luna și ziua, dar ne-a dat niște semne. Anii în urmă am auzit o întâmplare care mi-a plăcut foarte mult și cu asta vreau să închei. Se spune despre un copil care era mic, dar destul de uh, putea să înțeleagă anumite lucruri. Nu putea să citească sau să scrie. Și tata lui a vrut să plece în Israel la lucru, așa cum mulți dintre dumneavoastră ați plecat în diferite locuri, muncind pentru ca să faceți și să aveți o pâine mai bună. Și tata l-a luat pe copil și l-a îmbrățișat și a zis: Tata va pleca pentru o vreme în Israel la lucru, dar se va întoarce. Era undeva vara. Și a zis copilul uitându-se la tată, tată, și când o să te întorci? Păi neștiind să scrie, să citească copilul, a zis tata, uite-te, vezi tu mărul ăsta din fața casei? Când mărul acesta din fața casei va înflori, să știi că tata se întoarce. Și acum s-au despărțit. Tata a plecat, a venit toamna, a venit iarna, a venit în ghețul mărul gol -goluț, nici un mugur, nici o frunză, ci doar ramuri. Dar a trecut și toamna, a trecut și iarna și a venit o primăvară ca aceasta frumoasă. Când mărul din curtea casei a început să înflorească, uitându-se la el copilul și văzând într-o dimineață când s-a trezit că e plin de flori, striga că îl ținea gura. Mamă, mamă, vine tata acasă! Femeia a crezut că e chiar în curte. A ieșit prin curte să se uite, să vadă unde-i soțul, unde-i tata. Nu l-a văzut nicăieri. L-ai văzut, copile? Nu, mamă, nu l-am văzut. Dar tata mi-a spus, când mărul din curtea casei va înflori, se întoarce tata acasă. Și curând trebuie să se întoarcă tata acasă. Dragii mei, Știți ce a spus Isus? De la măslin învățați. Când veți vedea că îi înfrunzesc ramurile, când veți vedea că se pregătește pentru rod, știți că vara este aproape. De la el învățați. Toate semnele pe care le avem acum, ni se spun că vine Domnul Isus. Cina Domnului nu este altceva decât o credință în revenirea Lui. Și zic din toată inima, vină, Doamne Iisuse! Aceasta am primit noi de la Dumnezeu. Am primit de la Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus. Am primit de la Dumnezeu posibilitatea substituirii. Nu mai trebuie să mor eu, ci a murit El în locul meu. Am primit de la Dumnezeu iertare prin Domnul Iisus Hristos. El a plătit pentru păcatele și fără de legile mele. Am primit de la Domnul Iisus Hristos posibilitatea și cunoștința în revenirea lui și îl așteptăm să vină. Aș vrea să ne pregătim, poate, poate, de aceste sărbători. Vine Domnul și vom fi cu el și cu cei dragi. Dumnezeu să fie slăvit.